Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi doresc să vorbesc cu voi despre șurubelnița cu impact și bormașina. Să știți care v-am prezentat aceste spule anterior, în videourile mele anterioare, dar nu v-am explicat niciodată care este diferența între șurubelnița cu impact și o bormașină normală. Depinde cât de multe șuruburi băgați și știm ziua de astăzi că cam orice, oriunde umbli, trebuie să folosești șurubelnița. Este o diferență la până la cer între aceste două scule. De aceea vă recomand, înainte să achiziționați una dintre ele, să fiți foarte atent la ceea ce face fiecare bormașină. Aceasta este, de exemplu, o bormașină care are mai multe funcții. Dacă vedeți aici, are pentru burghiu. Pe mijloc, dacă o dăm pe mijloc, acestea se poate folosi ambreiajul, da? Pentru a băga șuruburi la o anumită adâncime, cu o anumită forță. Știți și voi despre ambreiaj dacă ați văzut astfel de bormașini înainte. Și mai are, bineînțeles, burghiu, unde acolo nu mai intră în funcție ambreiajul și acolo este pentru a găuri sau pentru a băga șuruburi cu toată forța, fără ca să intervină ambreiajul. Ce se întâmplă cu... Mai am pe aceasta care este brushless, care are două viteze, v-am prezentat-o și pe asta înainte. Asta folosește doar ambreiajul, nu are și percuție, deci ea nu percutează de niciun fel. Este doar pentru găurit și înșurubat. Mai este și aceasta, care v-am prezentat-o și pe aceasta. Aceasta este mai mult pentru beton. Se poate folosi cu daltă sau se pot băga șuruburi pentru percuție unde necesită puțin mai multă putere. Și rămâne ultima, care este aceasta cu impact. Ce se întâmplă la această bormașină cu impact? Impactul nu este în față, nu lovește în față, impactul este rotativ. Deci are un ciocan care lovește în interior aici cu un arc, la o anumită, când el detectează o anumită forță, ca să nu-ți forțeze mâna, acel ciocan va intra înăuntru, va prinde viteză și va lovi. Și va lovi, va lovi, va lovi. Deci este un ciocan rotativ. Nu lovește în față. De aceea și sunetul care l-ați auzit, poate dacă ați văzut videourile mele anterioare. Dar haideți să vedem care este diferența. Voi folosi, de exemplu, uitați-vă ce diferență sunt între aceste două bormașini. Deci este fantastic de mare, da? Și o voi lua pe asta prima oară și vom încerca să băgăm un șurub. Ăsta este un șurub de 110 cu 7,5 mm grosime. Este un cap stea. Și am aici o oglindă de... Haideți să pun camera puțin mai jos. Este o oglindă de 10x10. Și haideți să încerc să bag șurubul să vedeți despre ce e vorba. Deci până aici a intrat, mai departe nu intră. Bateria este plină. Haideți să încerc și cu bateria cu care o voi folosi la această bormașină. Îl scot afară. Și voi încerca din nou. Aici a murit. Eu nu am luat degetul de pe ambreiaj și bormașina pur și simplu are un sistem de siguranță ca să nu se ardă motorul. Când va întâmpina o putere mare de tot, se va opri automat. Va intra din nou. Încerc să-l bag totuși. Mai încerca din nou. Nu. Iar a intrat sistemul de protecție. Mai am undeva la un centimetru și ceva și ați văzut că îmi forțează foarte mult mâna. Haideți să încerc să-l scot acum. L-am scos și haideți să folosim acum bormașina cu impact. Folosim același cap, au șurubul de deja. Haideți să-i pun aceeași baterie. Și uitați cât de simplu, voi ține mâna foarte relaxat. Haideți să vedeți puțin mai bine. Uitați-vă la mâna mea cât de relaxată este. Așa, hai să dau undeva mai aici.
Ați văzut cât de relaxată este mâna, uitați-vă, țin doar două degete pe bormașină. De altfel, un singur deget. Așa de simplu lucrează această bormașină. Diferența este foarte mare și, în putere, și la putere. V-am spus, aceasta are 220 de Nm și aceasta cu care am încercat să bag șurubul are undeva la 45 de Nm. N-aș putea să vă spun exact, dar undeva pe acolo. Deci aceasta cred că ar fi băgat un șurub chiar și de 25 de mm. 250 de mm lungime, pe când acesta nu reușește nici să-l bage pe acesta de 11 cm. Astea sunt diferențele, gândiți-vă foarte bine înainte să le achiziționați, să achiziționați sculele. Eu vă recomand foarte mult această bormașină, această șurubelniță, de altfel să știți că se găsesc acum, pentru ea se găsesc și, de altfel am și eu aici câteva, se găsesc freze în această trusă de aici. Dacă o desfac acum, numai o secundă vă rog. Se găsesc tot felul de accesorii pentru aceste bormașini. De exemplu, am aici niște freze. Despre acestea este vorba. Care simplu se bagă înăuntru și diferite mărimi și mai mare. Se găsesc și acest gen de capete pentru a băga diferite șuruburi cap din acesta. Se găsesc chiar și burghie cu care se pot folosi la aceste bormașini. Cam asta este pentru ziua de astăzi. Dacă aveți vreo întrebare, puteți să o lăsați jos în comentarii, vă voi răspunde cu mare plăcere. Și totuși, dacă vreți să știți mai multe despre aceste scule, puteți să mergeți să vizionați videoclipurile care le-am făcut anterior și acolo veți avea mai multe răspunsuri. Vă mulțumesc pentru vizionare și o zi plăcută în continuare. La revedere!